ziua, stimați prieteni, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă emisiune și, bineînțeles, cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studiul nostru a unui om special, un om al lui Dumnezeu, și anume domnul doctorant Ciprian Gheorghe Luca, directorul Liceului Teologic Pentecostal. Emanuel din București și pastor al Bisericii Emanuel din București. Domnule director, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație! Este o invitație specială astăzi, de ce? Că mi-am să aminte că această emisiune a început cu dumneavoastră. Da, am avut onoarea să fiu primul invitat, între bare, <laughs> și mă bucur că putem continua colaborarea. Cu mare drag <laughs> Anul acesta vă promit că o să insist să mai veniți și la alte ediții, uh, pentru că este nevoie de, de asemenea discuții, și mai ales de asemenea discuții cu oameni pregătiți. Așa că, așa cum v-am obișnuit deja atunci când m-am invitat în studiul nostru, și astăzi v-am pregătit o discuție specială pe o temă, să spune, de, de un interes major și uh, util pentru noi din uh, generația aceasta. Vom vorbi despre biserică și despre rolul ei în societatea contemporană. Plecând de la premisa că uh, identitatea Bisericii este clară uh, înrădăcinată în Domnul Hristos. Această dublă identitate ca instituție, ca o entitate divino-umană, dar care a fost așezată cu un scop. Și vom vedea împreună cu dumneavoastră uh, care este scopul acesta pe verticală, în special în relația cu Dumnezeu. Ce face biserica pentru oameni să încât să așadă către, către eternitate, către Dumnezeu, către viața veșnică, dar mare parte a discuției noastre va fi despre ce se întâmplă pe orizontală. Practic, rolul ei, scopul ei în relația cu ceilalți. Și aici vorbim despre relația cu oamenii, cu cetatea, cu statul, cu absolut tot ce ne înconjoară cu, ca... cu întreaga realitate a vieții cu întreaga realitate a vieții de ce facem lucrul acesta? pentru că și eu și dumneavoastră suntem martori la la ceea ce se întâmplă în jurul nostru suntem încă în contextul <coughs> acesta pandemic, biserica a fost nevoită să se raporteze la niște lucruri la care nu era pregătită și când zic biserica, nu mă refer doar la biserica ca și instituție ci la credincioșii Credință. care formează biserica. Și cred că <coughs> uh, cel mai bine este ca în seara aceasta, să începem cu o definiție așa uh, a bisericii, cam cum am putea uh, denumi această entitate care am spus că care are la temelie jertfa mielului junghiat și anume Domnul Hristos. Biserica, după definiția Scripturii, este trupul lui Hristos. Este poporul lui Dumnezeu. Este... Mireasa lui Hristos este turma lui Dumnezeu. Dacă ar fi să, să sintetizăm toate aceste metafore într-o definiție, să spunem, teologică, atunci ar trebui să facem o diferență între aspectul, să spunem, social, vizibil, concret al Bisericii, care poate fi perceput din punct de vedere al sociologiei ca instituțional sau ca fiind o instituție și ființa bisericii. Din punctul de vedere al scripturii, cel puțin așa cum eu înțeleg scriptura, biserica nu este o instituție decât dacă prin asta înțelegem instituită de Dumnezeu. Ea nu este o instituție socială sau religioasă, ea nu este o organizație. Ea este un organism sau mai bine spus o ființă. O ființă teandrică de la teos care înseamnă Dumnezeu și andros care înseamnă om. Adică o ființă divino-umană. Subliniez ființă pentru că prin ființă înțelegem un organism viu în care pulsează viața, viața este schimbător nu în sensul că își schimbă gândirea sau să spunem învățătura, ci că e așa cum orice ființă vie se adaptează, crește, se reformează, își, își, își formulează. Gândirea și își articulează gândirea și comportamentul în funcție de realitățile palpabile ale societății în care trăiește, tot așa, într-un anumit sens, Biserica, în calitate de ființă teandrică, este actualizată prin puterea Duhului Sfânt și prin mărturia umană, de cealaltă parte, pentru a depune mărturie pentru Hristos. Pentru că acesta este. Mandatul, aceasta este trimiterea. Voi îmi veți fi martori. Foarte frumos și mă bucur că a dat această definiție pentru că, uh, practic, se leagă cu ceea ce urmează să, să discutăm. Și anume, vorbim despre uh, misiunea aceasta uh, a omului, de fapt, despre călătoria aceasta a omului către, către mântuire, către, către veșnicia împreună cu Dumnezeu. Și pornind de la scenariu să spunem clar pe care însuși Dumnezeu Hristos ni le explică. Omul se întâlnește cu Dumnezeu. Avem exemplu mm -hmm. în Sfânta Scriptură, vedem și în viețile noastre, se întâlnește, se convertește, crede împreună cu alt credincioși convertiți. Formează acest trup o parte din biserica locală și apoi bineînțeles parte acestei biserici universale trupului Hristos și am zis că totul s-a terminat aici. De ce? Pentru că pentru mine ca și om, ca și persoană, practic mi-am cam văzut, tot spunem, problema rezolvată. Mi-am rezolvat problema mea cu Dumnezeu. urmez calea aceasta, m-am născut împreună cu Hristos, da? M-am botezat, oarecum mi-am început calea uh, uh, aceasta împreună și mă, mă străduiesc să înțin drumul către că, spre Dumnezeu, să trăiesc o viață, chiar să mă sfințesc. Deci procesul uh -huh. acesta de sfințire și cam restul nu mai e treaba mea. deși uh, trebuie să mă implic, să-i ajut și pe alții să-l cunoască pe Dumnezeu. Aici, în momentul în care mă opresc, practic, mă văd, să zic așa, în mod popular, cu saci în căruță și Dumnezeu ar trebui să aibă grijă și de ceilalți din din jurul nou, Dumnezeu să facă sau să creeze contextul circunstanțele la astfel că și ceilalți într-un fel sau altul prin cineva prin uh, diverse situații să ajungă la momentul acela al întâlnirii față în față cu Hristos. Biserica rămâne oarecum izolată și aici vreau să ajung. Pe verticală, deci asta zic așa, pe verticală, oarecum eu mi-am rezolvat problema. Ce fac pe orizontală? Pentru că când zic biserica și rolul lui biserică, nu mă refer ca Ceilalți sau, știi cum e, eu stau în bancă și aștept ca cineva din componenta aceasta acestui trup organiziu să se ocupe, iar eu oarecum sunt pasiv. Deci, hai să vedem ce se întâmplă până la urmă. E ceva de făcut? Biserica aceasta rămâne o chestie izolată, rămâne un cuib așa de, un, un stup, hai să zicem, un stup cu oameni care trăiesc, dar nu ies niciodată afară? Uh -huh. uh. Interesant modul în care ați descris uh, situația aceasta. În care uh, se află poate să prea spunem, complex, poate prea. Uh, biserica, dar uh, din descrierea aceasta, uh, cred că uh, putem spune că vorbim mai mult despre o biserică uh, cel mult instituțională. Da? <laughs> exact definiția pe care încercăm să o evităm, pentru că. În sine, pe de o parte, biserica n-are cum să se izolege de societate pentru că ea, într-o oarecare parte, se suprapune cu societatea. Oamenii care alcătuiesc trupul lui Hristos nu sunt scoși din lume și transportați sau transbordați în cosmos undeva sau izolați de lume. Ei continuă să trăiască în lume, în societate și atunci izolarea este cel mult un construct artificial ideologic în care eu îmi închid mintea și nu mai văd nimic în jurul meu, dar în practică, da, la modul concret ea nu este, nu este verosimilă, adică nu este adevărată creștinii continuă să existe în fața lumii da, în, 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 în societate și în al doilea rând o Astfel de formulare să spunem, pentru că acum suntem întrebare Absolut. Exact. o astfel de formulare în care da, mi-am rezolvat problema pe verticală trădează o înțelegere elegant numită eronată din cel puțin două puncte de vedere. În primul rând pentru că nu demonstrează această înțelegere Că suntem conștienți de ce înseamnă, de fapt, mântuirea. Mântuirea sau salvarea este o chestiune extrem de complexă din punct de vedere al învățăturii scripturii și nu e ceva ce ține doar de sufletelul celui care crede, ci de apartenența, într-adevăr, a celui care crede, dar de apartenența lui la marea familie umană, pe de o parte. Și pe de altă parte, uh, deci al doilea motiv pentru care e o înțelegere este acela că a gândi că singura relație pe verticală posibilă este, atenție, nu între Dumnezeu și măcar omenire, ci între Dumnezeu și omul eu, adică între mine, uh, iarăși din punct de vedere biblic este defectuoasă. Și am să explic în foarte puține cuvinte de ce. Pentru că felul în care Biblia vorbește despre relația dintre Dumnezeu și noi este sau poate fi redată cel mai bine sub forma unui, unui triunghi, să spunem. Unde îl avem pe Dumnezeu în capăt, da, deasupra, de partea aceasta undeva într-un unul dintre decolțurile triunghiului avem omenirea, respectiv omul, da? Și de partea cealaltă în triunghiul acesta avem creația. Creația lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar făcătorul omului, ci este creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. Și da, Hristos a venit pentru a ne mântui, sufletele, dar prin puterea răscumpărării crucii sale și -a sale, el degajează sau declanșează o noire a întregii creații. Adică relația aceasta între Dumnezeu, omenire și creație, da? care, dacă ar fi să, să, să o spunem așa, unghiul acesta dintre Dumnezeu și om poate fi numit unghiul, să spunem, teologic, unghiul dintre Dumnezeu și creație ar putea fi numit unghiul social, ecologic, cum vreți să spuneți, iar unghiul dintre omenire și creație poate fi numit unghiul, să spunem, social, economic. Da? Toate aceste unghiuri din triunghi, Dumnezeu, omenire, creație, sau restul creației, da? faună, floră și așa mai departe, este un, un context relațional al răscumpărării, al mântuirii. Dumnezeu nu este interesat să-și mântuiască sau să mântuiască doar sufletelul cuiva. El este interesat să mântuiască oamenii împreună cu creația și mai mult omul ca și coroana creațiunii lui Dumnezeu devine agentul mântuit al mântuirii, adică al răscumpărării creației. Deci noi nu suntem mântuiți ca un scop în sine, ci suntem mântuiți pentru a deveni parte a planului lui Dumnezeu pentru întreaga creație. Și atunci, din acest punct de vedere, a zis, da, eu m-am rezolvat în sensul că eu mi-am predat Domnului și uh, sunt iertat și merg în cer, dacă mor, merg în cer, sunt ok, nu mă mai interesează de celelalte lucruri. Înseamnă că eu, de fapt, n-am înțeles de ce sunt mântuit. Pentru că Dumnezeu nu mă mântuiește ca să-mi fie mie bine și atât. Mă mântuiește pentru a mă asigura, într-adevăr, bunăstarea veșnică, dar, în același timp, pentru a mă face un mijloc, un agent al său pentru înnoirea celorlalte creații. Pentru că cerul nu-l moștenim de unii singuri. Nu e ca și cum călărețul singuratic. Da? Cerul îl vom împărtăși, că tot e la modă sharing, da? Asta nu este car sharing, este heaven sharing, da? Cerul îl vom împărtăși cu ceilalți mântuiți al lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt de acord, mântuirea e personală, dar ea se săvârșește și în relație cu ceilalți oameni și cu creația lui Dumnezeu. Doamnă Domnului, mulțumesc foarte mult pentru această clarificare. Intenționat am definit în mod eronat pentru că uneori simt că există și înțelegerea asta în, în, între noi, între unii dintre noi și... Este, este foarte bine ai spus, este, este un mod cumva individualist și aproape comercial mercantil de a înțelege mântuirea în termenii unui fel de aranjament personal în care eu îmi rezolv mie problema și de ceilalți nu mă interesează. Hristos n-a venit să moară pentru mine și atât. El a venit să moară pentru toți oamenii, să-și dea viața pentru viața lumii și sigur că jerfa lui... Este eficientă, în sensul că este operativă în mod concret pentru cei care acceptă și primesc acest dar. Ea are putere să-i mântuiască pe toți, dar de se vor mântui doar cei care își însușesc, primesc prin credință darul acesta. Slavă Domnului! Bun, și de ce? Pentru că dacă ar fi răspuns nu, totul se întâmplă doar în interiorul bisericii, între cele patru ziduri și nu mai avem treabă cu societatea, chiar nu mă interesează dacă uh, ceilalți uh, se mântuie sau nu, atunci am, am răspunde la întrebarea aceasta care e rolul bisericii în societate. Niciun rol. Fiecare doar pescuim de aici pe acolo și îi băgăm în căsuța noastră și apoi ne vedem de treabă și restul societatea să se ducă de râpă. Chiar nu ne mai t -a t -a t -a t -a. Lumea e rea, păcătoasă, va fi arsă în foc și bineînțeles, uh, noi mulțumim Domnului că suntem salvați. Faptul că ați răspuns că avem și că trebuie să facem lucrul acesta ca agențiai ai mântuirii, ca reprezentați ai a, a Domnului Hristos, înseamnă că, într-adevăr, Biserica, adică noi, avem ceva de făcut. Da, uh, nici n-ar putea fi altfel dacă, repet, înțelegem felul în care mântuirea este descrisă în Scriptură. Uh, ca uh, împlinire a planului Dumnezeu, în acest context, Dumnezeu, omenire, creație. E, acum hai să vedem care este sau care sunt, uh, sunt rolurile uh, sau misiunile pe care noi, partea aceasta vie, care se numește Biserica, o avem în societatea în care trăim. Așa cum este ea. Plină de boală, de durere, de necazuri, de corupție, de multe, multe lucruri. Lucruri pe care și ei sau fapte pe care și cetățenii ceilalți și ceilalți oameni le, le trăiesc și la, le experimentează și până la urmă diferența între noi este că noi suntem, avem o de vie. Dar totuși avem ceva de făcut și pe lângă faptul că avem ce avem de făcut, haideți să definim și societatea. Ce reprezintă de fapt societatea? Care este spațiul acela sau locul acela unde ne putem într-adevăr desfășura Rolul acesta. Uh, mulțumesc pentru întrebare. Uh, o să încerc uh, un răspuns uh, care s-ar putea să vă ia și să ia și pe telespectatorii noștri prin surprindere. Societatea și, în general, viața publică, în sensul de viața societății, pentru mine, în felul în care înțeleg scriptura, este un. sau este parte a contextului sau al mediului formării noastre spirituale, al uceniciei noastre creștine. Există tendința de a crede că ucenicia creștină, sau formarea spirituală, dacă vreți altfel spus, se întâmplă strict în uh, privat, uh, în timpul devoțional, în disciplinele personale, ale harului, să spunem așa, cultivarea lor sau eventual în contextul eclesial, bisericesc, mergând la biserică, la slujbele bisericii, acolo ne formăm spiritual. Dar dacă stăm să ne gândim faptic, timpul pe care îl petrecem acasă, eventual timpul pe care îl petrecem în închinare, liturgic vorbind cu din credincios, este limitat în comparație cu timpul pe care îl petrecem la școală, în serviciu, la piață, în concediu, în sfârșit plecând, călătorind. Deci în public, în societate. Și atunci, Uh, cred că este cel puțin o eroare să credem că formarea spirituală este o chestie de culise, de interior care ține doar de privat sau de bisericesc și să trecem cu vederea faptul că poate 70-80% din restul timpului se întâmplă nu numai cora, coram Deo, adică înaintea lui Dumnezeu, ci și coram înainte înaintea lumii, înaintea oamenilor în mijlocul lumii prin urmare Viața publică și, în general, societatea, dacă spunem ceea ce ne înconjoară și timpul sau viața noastră, până la urmă, în societate, este nu un alt context, ci este parte al contextului în care noi ne formăm ca discipoli, ca ucenici ai Domnului Isus Hristos. E adevărat că poate să fie un context mai abraziv, adică un șmirghen mai dur ca să vorbim așa. Pentru că, sigur, dacă suntem în privat doar cu noi înșine, avem întotdeauna dreptate, dacă suntem împreună cu alții care cred ca noi și văd ca noi și concepția lor despre, nu știu, bunătate, adevăr, bine, frumos și așa mai departe, e ca noastră sau similară, nu există nicio tensiune, nu există niciun disconfort. În societate unde avem o pluralitate de idei, de credințe, de... Acolo trebuie să ne trăim credința și ucenicia într-un mod care să facă față și să răspundă cerințelor, rigorilor, exigențelor acestui mediu pluralist. Și din punctul acesta de vedere, zic slavă Domnului, pentru că acolo este șlefuită, de fapt, credința noastră. Dacă vorbim, repet, dacă vorbim singuri, avem dreptate întotdeauna, dar când vorbim cu alții, trebuie, cum zicea Apostolul, să ne facem primiți de orice cuget uman acum ă, asta pe deoparte deci, răspunsul meu este că societatea și viața publică este pentru biserică un mediu sau un context de formare spirituală doi ă, prezența bisericii în societate antrenează cumva simbolic toate simțurile simțul ă, vizual sau văzul prin aceea că noi suntem chemați să fim lumină în lume. Hristos este lumina lumii, iar noi reflectăm această lumină a lui în lume și pe de o parte vedem lucrurile lămurit pentru că lumina lui ne luminează, iar pe de altă parte lumea poate vedea și distinge lămurii lucrurile datorită prezenței luminii bisericii. În ea. Din punctul acesta de vedere, poate că cineva se va uimi să audă așa ceva: Biserica are nevoie de lume ca să strălucească, iar lumea are nevoie de Biserică. Deși ele nu se confundă, da? e, e, e o relație cumva stabilită între ele. Apoi, simțul gustativ, da? gustul. Biserica este chemată să fie sare în lume, să dea gust. Să dea gust nu în sensul de a fi ea în întregime mâncarea, ci de a da rost și sens și gust și bucurie mâncării. Biserica apoi este chemată să aibă, așa zic, un rol olfactiv, să fim o mireasmă a lui Hristos de la viață la viață. Pentru că în jurul nostru există această duhoare a morții. Există, simbolic vorbind, putrefacție, cadavre, da? Îmi pare rău de imaginea aceasta, dar există multă moarte, Iastă. din nefericire, chiar și fizică, și, și mai ales în vremea aceasta, da? Și atunci, în, în contextul acesta în care există uh, multă duhoare, multă putrefacție, uh, uh, un, un mediu, să spunem, uh, viciat, Biserica este chemată să fie parfum, parfumul, mireazma lui Hristos către viață și cine adulme, că cine simte mireasma aceasta să fie inspirat să ducă o viață care să însemne viață și să nu ducă la moarte. De asemenea, biserica are să spunem, și aici, s-ar putea să fie unii surprinși, un rol dizident. Dar o, o, o disidență, aș spune blândă, nu o, nu o disidență, prin disidență nu înseamnă rebeliune, da? Disidență nu înseamnă rebeliune, nu înseamnă nu vreau să fac ca tine, ci înseamnă că de dragul lumii, ea nu este ca lumea, că din iubire pentru oameni, ea va refuza să se lase biserica și creștinii da? să se lase dezumanizată. Vorbeam noi înainte de emisiune și nu cred că e o problemă să, să spunem lucrul acesta, că sfințenia sau a trăi în sfințenie nu înseamnă o supraumanizare, ca și cum devii supraom, ci înseamnă o reumanizare, ci a deveni om cu adevărat. Uh, de aceea a, 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 trăi ca biserică în lume nu înseamnă a fi marțieni pe pământ, ci înseamnă a fi oameni cu adevărat pe pământ, a oferi un model de umanitate. Și aici argumentul suprem cred că este înomenirea, adică întruparea și nașterea Domnului Isus Hristos, asumarea de către Fiul lui Dumnezeu a firii umane, a naturii umane. Există un text în 1 Petru, capitolul 2, pe care cu voia ta am să îl citesc, unde ni se spune cumva care este rolul nostru în societate și ce ar trebui să facem. Mai ales că Petru le scrie unor prigoniți răsfirați prin toate colțurile Imperiului săraci, fugiseră că începuse prigoana și fiecare a încercat cumva să se astuce, să scape pe undeva, să se pună la depost. Și el le spune, hei, ok, ați fugit, dar acolo unde ați ajuns, voi trebuie să fiți biserica și să trăiți ca niște sfinți. să fiți sfinți, a zis Domnul. Deci fiți sfinți în toată purtarea voastră. Și spune așa în 1 Petru 2, începând cu versetul 9. Voi însă, se vorbește cu credincioșii, sunteți o seminție aliasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar care acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi, care nu căpătați răți în durare, dar acum ați căpătat în durare, prea iubiților. Și aici vine partea cu dizidența asta blândă. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, ca pe niște turiști, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți, atenție, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, înseamnă neevreilor, în sfârșit păgânilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăviască pe Dumnezeu în ziua cercetării. Deci, care este, care este, să spunem așa, scenariul descris aici? Biserica este în mijlocul societății, ea iubește oamenii, oamenii nu întotdeauna o înțeleg sau îi înțeleg pe creștini, din potrivă, s-ar putea să -i interpreteze greșit, să-i vorbească de rău pentru că au impresia că sunt niște făcători de rău, deși ei nu sunt dar uh, misiunea bisericii nu este să demonstreze că nu e făcătoare de rău, să dezmintă ci să trăiască adevărul și credința în așa fel ca în ziua aceea a cercetării sau a vizitării divine oamenii să facă legătura să conștientizeze de fapt adevărul și să îl laude pe Dumnezeu. Mă sperie, mă sperie ultima parte a versetului pe care l-ai citit da? uh -huh. în care în ziua cercetării, datorită mie e posibil ca cineva să respingă chemarea lui Hristos? Da, sigur că este posibil pentru că dacă, dacă eu nu-L mărturisesc pe Hristos, ci mă mărturisesc pe mine, mărturisesc orgolile mele, pretențiile mele, viziunea mea ne. Răstignită față de lume, dar îmbrăcată într-o formă religioasă, să spunem, atunci, da, oamenii vor respinge, din nefericire, nici măcar nu îl vor respinge neapărat pe Hristos, ci versiunea lui Hristos pe care eu am prezentat-o, crezând că, de fapt, îl resping pe El. Și lucrul acesta este cu atât mai deplorabil. E foarte, foarte, foarte important, pentru că asta încrează. Uh, o responsabilitate imensă. Da, în uh, și să știi că am putea să continuăm textul uh, ca să vezi ce spune Petru mai departe, auzi cum se leagă. Fiți supuși oricărei stăpânii. Citeți în continuare. Fiți supuși oricărei stăpânii românești pentru Domnul, atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce e bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Îmi pare rău de expresia aceasta, dar este expresia biblică. Sunt foarte mulți oameni care vorbesc Iurea despre creștinism și despre creștini, care ne lipesc tot felul de etichete pe frunte, din nefericire uneori cu oarecare contribuție din partea noastră, dar care nu se sfie să spună tot felul de lucruri care demonstrează ignoranța, adică neștiință, și chiar prostie, să-mi fie iertată vorba. Dar scopul nostru nu este să luăm de, de gât cu oamenii ăștia și să demonstrăm noi ceva. Auziți ce spune? Purtați-vă ca niște oameni slobozi, adică liberi, fără să faceți din libertatea aceasta o haină răutății, ci ca niște robe a lui Dumnezeu. Și sigur că trăim într-o vreme în care se vorbește enorm mult despre drepturi, despre libertate, despre tot felul de prigoane imaginate și reale, în sfârșit. Creștinii trebuie să aibă libertatea, să apere libertate. Da, așa este, Hristos ne-a făcut liberi. Dar atenție, când prin modul în care eu înțeleg să manifest, așa zisa libertate, provoc suferință și moarte în jurul meu, deci practic fac din libertatea mea o haina răutății, și cel, cel, care este uh, semenul meu zice bolio, oameni mai răi ca ăștia n-am văzut Domne, ce răutate în pocăiții ăștia Ce răutate în creștinii ăștia Domne, nu, numai ca ei numai ca... Uh, în momentul în care eu sunt perceput în felul acesta uh, Și libertatea cu care eu mă lau Și nu-mi pasă mie de ce spune X și Eu am drepturile mele în momentul acela în care fac o haină răutății din libertate, eu nu mai sunt robul lui Dumnezeu, ci eu, de fapt, uh, uh, am înțeles greșit libertatea și nu numai atât, dar compromit mărturia, compromit mărturia pentru Hristos uh, în jurul meu, da? mi voie să bag bățul în gard, dacă Așa dacă... bagel, bagel. Uh, de versetele pe da. care l-am citit și de uh, misiunea bisericii. Uh -huh. uh, am putea extinde oarecum biserica aceasta pe care noi o cunoaștem, ne știm foarte bine, în societate, încercând să schimbăm societatea, să influențăm societatea, inclusiv schimbând stăpânirile. Uh -huh. Și aici mă refer nu la dreptul cetățenesc de a merge la vot, <coughs> ci de a da. trage sforile. Uh -huh. Uh -huh. Da? Deci, o adăugăm la misiunea bisericii, ba din potrivă, pe lângă stăpâniri, inclusiv tot ce înseamnă o, se spune, o adaptare a cuvântului Dumnezeu sau a legilor pe care noi le știm ah. și pe care le-am însușit, a moralei mm -hmm. pe care o găsim în Sfânta a valorului de o creștine, o transpunere cât de cât apropiată în legile care guvernează societatea. Cu alte cuvinte, încercăm să ne îmbunătățim ascultarea această de stăpânire, făcând tot ce se poate astfel încât să 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 fie tot de noastră. Da, uh, foarte uh, interesant uh, descrierea aceasta. Uh, în istorie s-a întâmplat lucruri se, în care biserica... Și, și se ași... întâmplă, da? și se întâmplă. Uh, cred că asta înseamnă, de fapt, o ratare uh, a misiunii. Deci e greșit. Uh, da, uh, este greșit din atât de multe puncte de vedere, încât nici nu știu dacă putem spune că e greșit, că este total altceva. Tot, total în afara. Total în afara. Uh, de ce? Pentru că, nu se pune problema, și aici aș vrea să fim foarte bine înțeleși, sau ce puțin eu să fiu foarte bine înțeles de cei ce ne urmăresc, nu se pune problema dacă creștinii ar trebui să aibă funcții publice, să se implice în cultură, în societate. Nu se pune problema așa. Problema se pune cum prioritizăm teologic, din punct de vedere al misiunii Bisericii, aceste lucruri. A te implica în societate, a fi un... Bun gospodar al urbei în care locuiești sau un bun consilier în urbea respectivă a, a conduce un guvern, a conduce o țară, a, a face legi, a face politici sociale, a face cultură, a face educație Toate lucrurile astea sunt parte firească a vieții și ar trebui să nu ne dăm înapoi de la ele Dar atenție, ele în sine nu sunt partea misiunii bisericii Misiunea bisericii este să-l mărturisească pe Hristos și să fie, dacă vreți, o ambasadă a cerului printre oameni. Misiunea Bisericii nu este să promoveze un anumit tip sau o anumită latură a ieșicierului politic, nu este să vorbească pro sau împotriva unor aspecte medicale sau sanitare, misiunea Bisericii nu este aceea de a face o cultură de un anumit tip sau altul și de aceea eu cel puțin nu sunt de acord cu implicarea aceasta în războaiele culturale, care mi se pare o pierdere de timp. M-aș întoarce cu riscul de a, de a părea uh, simplu, să zic așa, m-aș întoarce la uh, o vorbă pe care a spus odată un frate. Păi, predică-l pe Hristos. Deci, <gură> te-am să predici, de predică-l pe Hristos. Deci, misiunea bisericii nu este să, să, să se dea de o parte sau de alta, să facă jocurile. Uh, să facă jocurile. Misiunea bisericii este să-l predice pe Hristos. Uh, și atunci, că acei creștini, care sigur sunt partea bisericii în viața lor normală, firească, de oameni, unii ajung politicieni, alții oameni de cultură, alții scriitori, alții muzicieni, alții ingineri, alții medici, fiecare caută să-l reprezinte cu cinste pe Hristos, dar Misiunea Bisericii nu este să ajungă la butoane, exact. misiunea Bisericii nu este să dobândească puterea politică sau să impună viziunea ei a tuturor oamenilor, misiunea Bisericii nu este aceasta. De cealaltă parte, și aici iarăși trebuie să. să pentru că realitatea e foarte complexă, trebuie să fim atenți și real sau să spunem așa veridici față de istorie. Pe de o parte, civilizația europeană să spunem, a fost construită în mare parte pe valori de creștine. Și spun în mare parte pentru că au fost și alte valori clasice, grecești, romane chiar arabe sau în sfârșit la un moment. Dar în mare ei parte, cultura de factură, să spunem, europeană, este bazată într-adevăr pe valori, spunem, biblice, iudeo-creștine. Nu putem și nu e corect să negăm lucrul acesta, să, ne, să, să negăm, da, să, să, adoptăm acest cancel culture în care nimic ce a fost înainte nu mai este bun, da, dar, Asta nu înseamnă că trebuie să înghițim uh, la pachet. Da, au fost, au fost lucruri și aici venim la a doua parte. Da, deci pe de o parte, într adevăr, iudeo creștinismul sau uh, convingerile iudeo-creștine au alimentat, au informat civilizația și cultura europeană și nu cred că e corect și bine să ne uh, lepădăm de ele, dar pe de altă parte trebuie să fim foarte atenți să nu suprapunem uh, să spunem așa cultura creștină sau de factură creștină ceea ce în termeni tehnici se cheamă creștinătate sau christendom în engleză, creștinismului aici mi se pare mie că în zilele noastre terenul este foarte alunecos pentru că s-ar putea să fim atât de înamorați, atât de îndrăgostiți de o anumită viziune economică, politică socială, pătimași, chiar. pătimași care ține de cumva de întruchiparea visului, îl numim noi creștini, dar el nu neapărat creștin dar pentru că se bazează pe valori iudeo-creștine și că așa au fost sute de ani în Europa sau nu știu unde, în America, națiuni, sau așa, creștine. națiuni așa zis creștine, da? atunci suntem atât de înamorați de viziunea aceea politică asupra lumii încât o, sau a creștinătății care face jocurile, conduce, spune cum trebuie trăit, încât o confundăm. Confundăm creștinătatea sau această viziune, să spunem, imperială creștină cu creștinismul. Creștinismul ar fi, ar fi caraghios să spui că pentru a supraviețui, credința creștină are nevoie de un salvator uman. Există un... oameni care se pretind salvatorii creștinismului. Apărătorii, Ceea ce este, este absolut ridicol. Creștinismul, dacă creștinismul, nu creștinătatea, da, creștinătatea are nevoie de salvatori. Adică de, de oameni politici care să perpetueze mecanismele tradiționale, stabil, Dar creștinismul, nu. Nu are nevoie de un împărat care să decreteze religii oficiale, nu are nevoie de, de un guvern sau de un parlament care să decreteze legi. Pentru, cu dedicație pentru creștini, nu are nevoie de judecători ai unor curți care să spună ca și că nu. Din potrivă, și eu nu, nu sunt un avocat pentru prigoana creștinilor, dar și dacă ar fi religio -ilicita, da scos în afara legii, creștinismul va continua să existe și va supraviețui pentru că el nu se confundă cu creștinătatea. Deci, Aici mi se pare un echilibru important și uh, mă opresc cu explicațiile astea, pentru că cred că putem cădea ușor ori într-o extrem, ori în cealaltă. Adică nu putem nega și este incorrect și este o dovadă de incultură să negi rădăcinile și, uh, să spunem, viziunea de, de inspirație iudeo-creștină a civilizației europene. Adică nu noi nu avem treabă cu asta, ne negăm, e greșit să faci lucrul ăsta. Pentru că nu este adevărat față de istorie, dar de cealaltă parte, a cădea în extrema în care idolatrizezi și uh, ridici la un nivel uh, de, 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 de venerare cultura creștină de un anumit tip, a unei anumite epoci, confundând-o cu creștinismul în sine, uh, iarăși mi se pare uh, o greșeală. Foarte, foarte frumos, foarte frumos explicat. Era nevoie pentru că. Uh, Întâlnesc foarte des uh, Înțelegerea aceasta greșită uh, Și să spunem Competiția aceasta de a ajunge la butoane De a uh, Sub chemarea aceasta De a, de a fi sare și lumină De a, de a pune reflectoarele în ochii tuturor Știi și iar da. uh, 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 Cătălin uh, uh, Repet lucrurile sunt foarte nuanțate și sunt foarte complexe De ce? Pentru că da Pe de o parte eu ca și creștin Sunt convins că morala biblică, etica pe care o dezvolt pe baza Scripturii și care mă învață calitatea vieții. calitatea vieții înseamnă că eu apăr viața, să nu ucizi, nu înseamnă numai să nu e o viață, ci înseamnă să aperi viața, să aperi viața nenăscutului, să aperi viața uh, copilului, să aperi viața adultului, să aperi viața bătrânului, să aperi aper viața celui sărac, acelui uh, marginal să aperi viața în același timp a, a unuia uh, să spunem care uh, nu mai găsește plăcere în viață și de asta din punct de vedere creștin da uh, considerăm că avortul este un păcat, considerăm că eutanasia este un păcat, considerăm că suicidul este un păcat că sunt păcate împotriva creatorului, împotriva vieții dar dar uh, uh, valorile acestea uh, creștine, asta vreau să spun pe de o parte, sigur că noi le îmbrățișăm și ni se par că sunt cele mai bune. E normal de aici, cumva, să vrem să le împărtășim cu cât mai mulți și tocmai de aia trebuie să fim niște martori al lui Hristos. Dar, în momentul în care căutăm, prin uh, cooperarea sau unirea cu politicul sau cu anumite structuri de putere, să le impunem aceste valori altora, noi zicem că pentru binele lor, da, dar le impui altora. Uh, în momentul acela ne, ne depășim, să zic așa, atribuțiile Hristos nu ne-a trimis să facem asta Hristos ne-a trimis să fim oi În mijlocul lupilor Nu să ne facem ca lupii Eventual să ne facem ca lei ca să-i mâncăm pe lupi <laughs> Să fim mai Mai ca lupii Nu, oițe da? uh, Mioare În mijlocul lupilor Și da, s-ar putea să ne mănânce lupii Nici o problemă E parte din destinul nostru <laughs> foarte frumos, foarte frumos spus. Uh, mai avem uh, 10 minute și aș vrea să, în, uh, în partea aceasta, să discutăm de câteva recomandări și mm. să spun best practice. Uh -huh. uh, plecând de la rolul Bisericii în societate, și când zic rolul Bisericii, clar, reamintesc uh, telespectatorilor, nu așteptăm ca instituție sau cineva, măcar nici măcar păstorul sau știu mm. eu, liderul Bisericii, ci toți sunt membrii. creștinii. Da? Care ar trebui să fie, să spunem așa, preocupările? Pentru că când zic rol, când mă gândesc la scop, mă gândesc și la niște lucruri pe care trebuie să le facem. Să se vadă, numai să discutăm despre ele, și niște lucruri vizibile și, apropo de simțuri, pe care societatea le poate simți din partea noastră. Da. Aici sunt foarte multe lucruri, încerc să schițez așa două-trei care vin da. în momentul acesta, că nu am pregătit dinainte o schiță. Cred că, în primul rând, trebuie să fim ceea ce suntem chemați să fim, adică creștini, fiecare dintre noi, adică copii ai lui Dumnezeu, și apoi biserică. Aceasta trebuie să fie preocuparea noastră primordială. Și una dintre greșelile în care ne antrenează implicarea în războaiele culturale, este că în loc să, să ne preocupăm în primă și în primă uh, instanță de uh, problemele noastre și de carențele noastre și de lipsurile noastre, uh, într-un mod oarecum activist, devenim brusc preocupați de uh, paiul din ochiul altora și asta nu e bine și asta nu face bine și avem tot felul de uh, fenomene și de uh, să spunem grupuri uh, sociale de care ne luăm de minorități de, uh, asta nu e bine asta nu e bine asta vine uh, nu spune nimeni că nu avem voie să ne spunem părerea dar cred că datoria noastră în primul rând ca biserică în sensul de suma credincioșilor este să ne uităm în curtea noastră și să ne rezolvăm problemele Există foarte multe lucruri asupra cărora nu trebuie doar să reflectăm, ci să venim cu soluții, să venim cu măsuri. Și asta ține de mărturia noastră credibilă în fața lumii. Există probleme sociale, pentru că Biserica, repet, sau creștinii care alcătuiesc Biserica, sunt și partea societății și, într-un fel, problemele. Societății sunt și ale bisericii, și problemele bisericii sunt și ale societății, că cumva se suprapun. În, să zicem, interiorul bisericii, în sensul de în viața creștinilor de astăzi, există probleme de factură socială, există probleme de factură spirituală, de tot felul de care trebuie rezolvate. Și atunci, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne ocupăm de acestea. În felul acesta vom arăta societății sau lumii ceva credibil. Adică, în momentul în care noi vom arăta că suntem conștienți de propriile slăbiciuni și că nu ne pretindem mai mult decât suntem și, să spun așa, mai sfinți decât suntem, putem lega un dialog și oamenii spun deși tu ești uman ca mine, da? pentru că asta vreau eu să spun de fapt, uh, trebuie să, în opinia mea, trebuie să încetăm acest discurs de tipul, noi suntem mai buni decât voi, uh, noi suntem superiori, noi suntem mai nu știu cum, mai sfinți, mai spirituali, uh, uh, ca și cum uh, uh, noi nu avem problemele muritorilor. Exact, suntem da? din altă sferă. Noi suntem din altă lume, din altă sferă. Uh, asta e primul lucru pe care trebuie să-l facem și să, să, să devenim umani cumva, da? Foarte frumos mi-a plăcut cum ai, ai și spus da. că te fi, să fim sfinți. Da, să fim sfinți dar sfințenia nu ca uh, o supra uh, nu ca, uh, să spun eu așa uh, nu în mod extra Extratizare, da, adică de a deveni extraterestru, -a. <laughs> ci de a deveni mai om. Ok, al doilea lucru pe care uh, cred eu că suntem chemați să-l facem este să adoptăm acea postură de dizidență blândă uh, și aș spune eu diferențiată. Ce înseamnă de fapt dizidență? Dizidență înseamnă, uh, nu înseamnă nici să pleci, nici să rămâi, ci să rămâi plecând. <laughs> ok, cine se uită acum la noi și zică, da, ce înseamnă asta? Uite ce înseamnă asta. În, în societatea în care noi trăim, există și lucruri bune și lucruri rele. Uh, lucrurile bune nu sunt doar cele care țin de biserică și de creștini. Ne. Da? Uh, după cum lucrurile rele nu țin doar de necredincioși. Ne. Ok, în jurul nostru există mult și bine și rău. Uh, există oameni politici, există partide care fac și lucruri bune și lucruri rele. Există instituții, ale societății, ale statului, în care o anumită parte lucrurilor merge bine, o altă parte lucrurilor merge rău sau nu e bună. Când noi, când vorbim despre dizidența asta blândă, diferențiată, noi, de fapt, ne asumăm o postură, hai să spunem cumva echidistantă, dar corectă, adevărată și profetică, în care nu luăm la paușal totul, da? Adică, ok, să spunem un om politic, pare că are o anumită agendă sau ideologie, dar asta nu înseamnă că tot ce spune omul ăla e negru. Și tot ce spune ăla la altul de care ne place nouă e alb și e bun. Cel cu care poate în multe lucruri nu suntem de acord, s-ar putea să facă și anumite lucruri bune, care mai mult decât bune, chiar biblice cel cu care noi suntem de acord și care ni se pare nou că el de al nostru s-ar putea să comită niște greșeli lamentabile, atunci trebuie sancționat. Și trebuie să spunem, nu să ne fofilim, trebuie să spunem, ne dezicem de acest comportament, nu de om, de acest comportament. Nu suntem de acord cu lucrul acesta, chiar dacă da, e de al nostru. Bun, în, în, într-o instituție a statului, nu toate merg bine, nu toate merg rău. În societate, noi ar trebui să lăudăm binele, ar trebui să recompensăm și prin comportamentul nostru să, să spunem așa, să fim acolo și alături de tot ceea ce înseamnă binele comun și pentru, pentru toți oamenii, și ar trebui să fim o voce care. Spune adevărul puterii, care spune adevărul pe nume, care, care critică profetic și sancționează ceea ce nu merge bine. Dar diferențiat. Da? Și acum, fără să te superi, nu mă super. Cătălin Vasile, da? Ciprian Luca are și bune și rele. În anumite lucruri unde Cătălin greșește, eu ar trebui ca prieten să-i spun, Cătălin, aici nu e bine în anumite lucruri în care Cătălin face bine. Atunci spun, bravo, fă așa, continuă, da? Dar nu spun, totul e bine sau totul este rău. Uneori, mie mi se pare că uh, noi, ca și creștini și în general ca biserică, avem această mentalitate. Ori e totul bun, ori e totul rău. La noi, în biserică, pf, totul e bun. Nu știm că nu e totul bun, dar în sfârșit, tot, ma, Față de lume, mamă, nu. La noi totul e bun, totul e perfect. Noi nu noi avem cazuri de alea, noi nu avem așa, noi nu avem așa. Noi, la noi totul este perfect nu este așa. Sau uh, cutare uh, detractorii, oponenții credinței, am decis noi că nu știu ce om sau nu știu ce partid sau nu știu care are ceva cu credința, tot ce fac că e rău, domnule, nu există nimic bun. Uh, uh, acest tip de gândire și de mentalitate, în opinia mea, trebuie schimbat. Deci asta e al doilea lucru care trebuie făcut. Și al treilea lucru care trebuie făcut, este să. Deci am spus, în primul rând, da, ca să recapitulăm. În primul rând, este să ne uităm la noi și să ne ocupăm de ale noastre, înainte să vedem paiul din ochiul altuia, să vedem bârna din ochiul nostru. În al doilea rând, să adoptăm această postură de disidență, deci nu de plecare sau de rămâne, ci de disidență blândă, diferențiată și de, să spunem așa, critică profetică. Al treilea lucru, cred că suntem chemați ca în tot ceea ce facem să fim plini de Duhul Sfânt. Când vorbim despre biserică, vorbim despre acea instituție teandrică care, din punct de vedere public, s-a născut la cinzecime. Paradigma sau tiparul cinzecime este felurite limbi, felurite culturi, da? în care lucrările minunate ale lui Dumnezeu să fie vestite. Și misiunea bisericii nu poate fi înfăptuită în absența plinătății Duhului. Și asta ține de fiecare creștin. A nu fi plin de Duhul nu înseamnă a fi gol, ci înseamnă a fi plin de tot felul de ismuri, adică de ideologii, de un fel sau de altul, de orgolii proprii, de viziuni, de tot felul. A fi plin de Duhul pe de altă parte nu înseamnă a fi naivi, creduli, ignoranți, habarniști, decuplați de realitate. Nu! Ce a fi plin de Duhul înseamnă a trăi cu adevărat și, și asta pentru că Hristos este Domn peste întreaga realitate a vieții. Atunci, Prinătatea Duhului da? nu înseamnă doar chestii spirituale. Pentru mine ca teolog sau ca, ca și credincioși, pentecostal, de exemplu, nu înseamnă doar a vorbi în alte limbi sau a proroci. Nu înseamnă asta, plinătatea Duhului, sau doar asta. Plinătatea Duhului înseamnă a trăi o viață în mijlocul lumii, în mijlocul societății, în care Duhul, ca agent înnoitor și răscumpărător al culturii împărăției lui Dumnezeu, prin mine, prin frații mei de credință, prin biserică, să își împlinească, să împlinească scopul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Și cred că dacă vorbim despre critică profetică și disidență și uh, concentrare pe problemele noastre, fără să vorbim de plinătatea Duhului și de, de viața trăită în puterea Duhului Sfânt, cred că uh, omitem cea mai importantă parte. Și de asta am și lăsat-o la urmă. Deci, ce are de făcut Biserica în societate? Să fie biserică, să fie plină de Duhul Sfânt și, când va face asta, Duhul care e Dumnezeu o va lumina, o va călăuzi și o va face cu adevărat martoră pentru Domnul Vieții. Doamne, Domnului, amin, zic, la, la tot ce ai zis. Mulțumesc foarte mult, Ciprian, pentru harul acesta de a sta de vorbă împreună cu tine a fost o binecuvântare ca de fiecare dată? Și pentru mine, e o plăcere. Uh, ai, ai, ai avut, să spunem, în seara aceasta putere din partea Duhului Sfânt, dacă tot vorbim de Duhul Sfânt și uh, ai scos în evidență niște lucruri extraordinare, uh, lucruri pe care nu toți suntem în stare sau suntem pe punctul de a înțelege din Sfânta Scriptură. Sunt întotdeauna de acord cu ceea ce ai zis, susțin uh, ideile pe care tu le-ai prezentat în seara aceasta. De aceea, uh, această discuție va fi, uh, este, de fapt, și următoarea invitație pentru o nouă emisiune. Mulțumesc, mulțumesc, cu mare drag. Așa că, Dumnezeu, să te bine în învășirea pe care o faci la Biserica uh, Pentecostal Emanuel din București și, de asemenea, la Liceul uh, Pentecostal Emanuel. Fi binecuvântat! Mulțumesc, la fel! Prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ați petrecut aceste minute în fața micilor ecrane. Noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!